Dodon era cu 29, acum e 26,5, mai Sandu e cu 21 și astăzi eu sunt cu 14. Adică sondajul real care... De unde credeți că veți mai aduna? Dar eu nu trebuie să cred. Eu pot să vă asigur un lucru. Că astăzi, cum am spus eu, ia că dumneavoastră spuneți, populist, ați spus, oamenii spui video. Nu, dar e frumos cum a făcut Andrei Năstas, cum a făcut Maia Sandu. Consiliul Național Politic unanim. Haideți să terminăm cu circul. Eu nu zic că asta e bine. Apă bun. Dar eu am făcut un mesaj. Eu n-am făcut un mesaj la membrii de partid. Da, din cauza la pandemie. Dacă eu aveam posibilitatea să fac un apel la Bălțeni, în primul rând, că sunt primarul municipiului Bălți, la chișinăuieni. Uitați-vă video pe internet, unde tot publica și NTV-ul lui Dodon. Oi, Bălțeni îl urăsc pe usat. Îi vor ca el, când am provocat eu alegerile anticipate în 2008. Când erau 30.000 de oameni, zic oameni buni, haideți să mă fiți sinceri cu dumneavoastră, în primul rând, nu cu mine. Porniți lumina la telefoane doar cei care mă sunt. Nu vă mințiți singuri pe voi. Și Doamne ferește să era acolo. Și ce s-a terminat? S-a terminat că Grigorișin, care tot vinea și Dodon, din primul tur cu 63%, cât am bătut atunci Curcanic, aveau candidat comun cu PD-ul. Și asta s-a întâmplat și în alte localități. De atunci, de asta eu când vă aud. Iată astăzi, când a să iasă 10.000, vă spun, nu mii, dar 10.000 de mesaje. Și ce am văzut eu azi, am văzut, sunt deja foarte mult în prima zi, cred că azi, poate așa a trecut de 1.000. Când ești ținut de 10.000 de mesaje, vorbitori de rusă, română, gagauși, ucraineni, diaspora din Moscova, arătați-ne un politician să o facă mâini. Dodon, Maia Sandu, Andrei, ca să fie... Nu cu mătri vecini, colegi de clasă, dar să iasă sute de oameni din Moscova, care astăzi mă acuză pe mine în Landromat, în și mă mai vor să mă acuză acolo. Cei din Europa... N-ar aduna atât de multe mesaje? Ce vreți să spuneți? Că n-ar aduna atât de multe mesaje? Nu, n-ați înțeles. Poți să aduni multe, dar dintr-o parte. Iacă Dodon ar aduna, să-i spunem, doar din Federația Rusă. Mai Sandu doar din Europa. Dar eu i-am din toate părțile din lume. Spuneți-mi, vă rog, pe Facebook, până în martie, până la pandemie, erau 105.000 de followers. Astăzi sunt, mă tincă, 207 ori 208.000. Deci plus 100.000 de martie. Și eu când văd că 70% sunt de diaspora.